Da, sunt foarte cunoscut în Republica Moldova. Sunt Johi Davies și vin din Chișinău. Doamna Svetlana Snegur, de la o televiziune Popas TV, director. Eu am avut prea mari emoții și voi de aici mi-a spus așa, mi-ați îmbibat capul, în fine, nu cum. Las să spui o piesă de lui care este. La doamna Svetlana îi place foarte tare piesa asta. Am văzut bani în viața mea așa, vă spun eu, cel mai important în ziua de azi, sănătate. Dumnezeu iubește răbdare. Ai răbdare să ai de tine. Așa, domnule Johi, de ce vreți să plecați să luptați în Ucraina? Ce să fac? Să plecați. Dar nu m-am venit, citem să plec? Nu, spuneți că sunteți voluntari să plecați în Ucraina. Ah, da. Așa, bun, și ce v-a făcut să vă decideți? Prost atac, vreau în Odessa. Bun, în Odessa, da, e nevoie de voluntari în Odessa. Apropo, veți fi și plătit pentru asta. Asta ca și cum îmi dați și putiofcă sau cum? Da, într-un fel, e o putiofcă. Bun, ce o să faceți acolo? Nu știu, în prima zi știu precis că vreau să mă îmbăt tare, că n-am băut la anul nou, n-am băut deloc. Pe urmă vreau să mă duc în Arcadia, acolo mi-mi place tsofșile, acolo tsofși tare, ciotchi, este Ibița acolo, mi-mi place timpul, la Scriptonito am fost acolo. Pe urmă vreau la pleaj să mă duc să mă scald, ca să fie apa caldă și cel mai important că vreau să mă bronzez. Bun, dar știi că acolo e război. Și așa să-i deranjez sau și? Nu, păi mă gândesc că poate pe dumneavoastră v-ar deranja. A, nu, că eu sunt băiet cum scade, nu, eu nu fac probleme. Tăți cred așa că eu sunt cu nasul pe sus, dar eu, dacă îmi dă eu pași, îți dau 10. Nu, știți cum spune, că e, principalul e sănătate și pași la toată lumea. Băi, om bun, tu chiar nu știi ce se întâmplă acolo? Acolo mor oameni, se pierd destine. Iau, ce frumos ați spus, mor oameni... Îți pierd destine, îți nasc copii, cresc destine, stai ca și cum karma. Iau ce denumire bună de piesă, să fac piesa asta, karma se numează. Ascultă, dacă mergi încolo, pleci doar în calitate de voluntar, ca să lupți. Nu, eu poate după vreo 5 zile, după așa să mă odihnesc o leac, eu ca tare de asta mă duc. Băi, om bun, acolo arde tot, ard gospodării, ard case, arde tot, înțelegi? Serios, așa e de josca? Da, da, e foarte grav. Nu, bun, dar sunt eu de asta, cremă de asta antibronz mai bună. Am una din Elveția, ne-a adus-o tanti Sveta, care e la Popas TV. Și ne-a adus-o o cremă, e plus vreo 15%, nu știu cum acolo. Adică și te bronzez și nu te arz. Nu mă spun mama să ne-o pună în mașină, ca nu cumva să uit. Băi, arde și mașina ta, arde toate mașinile acolo, arde tot, înțelegi? Și serios? Și să mă duc cu trenul, dar... Dar cu trenul nu... A, nu, dar eu ne-am făcut casco, nu-i problemă, că acolo casco chiar și în caz de calamități naturale, ceva, oricum asta îți o protejează. Tu ești sănătos? Dar ce-mi faci și asigurare medicală aici? Băi, om bun, aici te trimitem în Ucraina nu ca să te odihnești. Există voluntari din diferite țări care merg încolo. Tot ca să bronzeze? Nu, ca să apere țara. De soare? Da. De soare. Vrei să mergi și tu? Da, vreau, dar numai că să-mi faci o asigurare medicală ce e bună, că dacă fac vreo insolație pe acolo, nu trebuia să... Nici un medic să nu mă prânească mor pe stres pe acolo. Da, bun. Mai e și alte doleanțe. Da, dacă se poate să găsim și un hotel tot la dumneavoastră aici, un hotel all inclusive, aș vrea că mi-mi place să mănânc bine, ești dimineața și la neaz, sunt eu din fridiere acolo ce vreau. Da, știu eu unul foarte bun, Bunker se numește. N-am auzit niciodată de dânsul, dar cât etaj are, că eu mă tem din înălțime. Are 4 etaje, în minus. N-am înțeles, dar așa, sună interesant. Bun, dar dacă știți, eu sunt și artist. Adică eu pot să mă duc acolo și să cânt o piesă de-a mie dacă le place la oameni, să tusim acolo, poate. Da, foarte bine, da. Poți să cânti cântece, doar nu cântecele tale. Cântă ceva din repertoriul rus. Baskov, Gazmanov, Timothy, orice. Bine? A, da, spate, eu ca tare cu ăștia am și crescut, cu Baskov, cu Gazmanov. Ăștia erau preferați mie, era ăsta lui Baskov care... O, el cânta foarte...
frumos. Și la Gazmanov știu o piesă care dacă o cântă putaman e pentru toată lumea, că unește un fel de poporul. E Zdiela în vă să se. Da, perfect. Foarte bine. Da, pe asta s-o cânti. Da, bun, bun. Știți, eu am mai fost la distea că se deschide viza, dar nicăieri nu a fost așa interesant ca aici la dumneavoastră. Da, mă bucur că ți-a plăcut. Apropo, ai ținut vreodată o armă în mână? Nu, doamne ferește, eu în general mă tem de arme și de astea, eu de mușcături, nu. Eu la saluturi mă tem. Da, ce întrebați? A, nu, nimic. Poate și mai bine așa. Drum bun. Da, mulțumesc. Ați fost așa de treabă când ați vă aduc ceva de acolo. La revedere.